dragi telespectatoare, dragi telespectatori, sunt Rodica Baciu și vă salut de aici, din Cluj-Napoca, din studioul Credo TV, de unde vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile, de data aceasta cu o tematică legată de bunătatea lui Dumnezeu. Și pentru că tematica este deosebit de frumoasă și folositoare nouă fiecăruia, am invitat o persoană cu o lungă călătorie cu Dumnezeu în viață. Este vorba de sora Elisabeta Zon din Statele Unite, plecată de aici, din România, cu mulți, mulți ani în urmă în state. Sora Elisabeta Zon este soția binecunoscutului doctor în teologie, fratele Iosif Zon, soție, mamă și bunică. O femeie cu experiență polivalentă de viață în călătoria dânsei cu Dumnezeu. Bine ați venit, sora Elisabeta, și mă bucur că în popasul românesc ați putut să vă opriți și aici la Cluj, la noi. E o bucurie. O bucurie și pentru mine să pot fi aici, să pot comunica pe calea aceasta cu toată România și poate și în diaspora. Cu siguranță suntem urmăriți și în diaspora, avem telespectatori din Canada, din Statele Unite, din și Australia, Australia din Spania și primim feedback-uri și de peste tot. Creștinii ne urmăresc și femeile în special și ne transmit multă încurajare. Așa că eu consider că aici la Credo este o intersecție a românilor de pe tot globul. E mare lucru, e o minune a lui Dumnezeu și într-adevăr este un lucru atât de important să poți comunica. Comunicarea în felul acesta îți dă sentimentul că ești unit cu toată lumea. Și de fapt suntem. Suntem uniți pentru că facem parte din trupul lui Hristos. Și e așa de frumos, cuvântul spune că suntem toți mădulare ale trupului lui Hristos. Și suntem fiecare așezați după voia Lui, la locul nostru. E mare lucru să știi că El te-a așezat în trupul Lui. Să știi că Hristos te-a așezat. Este ceva care îți dă siguranță și bucurie, pentru că vrei să știi că dacă te-a așezat El, ești în voia Lui. E, cu atât mai mult acum e nevoie să fii atentă, să fii acolo unde te vrea El, să fii în voia Lui. Vă spun un secret care eu l-am descoperit, că sunt în voia Lui. Este o bucurie. E o bucurie pe care ți-o dă prezența Lui, pentru că în voia Lui ești cu El. Voia Lui este persoana Lui și ești cu El. Și dovada că ești cu El este bucuria. De foarte multe ori m-am gândit la lucrul acesta în gândurile mele, în meditațiile mele sau în părtășia pe care o am cu persoanele pe care le întâlnesc. Simt o bucurie extraordinară și imediat îmi dau seama. Bucuria este prezența Lui. Și mă simt atât de bine. Mă simt acasă. Mă odihnesc. Mă bucur și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru că știu că El nu mă lasă niciodată. Am avut și experiența aceasta când, după o lucrare foarte frumoasă cu surorile, mi-am pus întrebarea la sfârșit de tot, la încheiere. Doamne, cum a putut să fie așa de frumos? Răspunsul a fost: nu știi că întotdeauna sunt cu tine? Eram așa de fericită. A fost un răspuns care l-am păstrat, îl păstrez pentru totdeauna. Pentru că El a spus cuvântul acesta întotdeauna. Și mă bucur. Multe ocazii am avut în care Dumnezeu mi-a vorbit
Și prin felul, prin ceea ce mi-a spus în anumite situații, eu le primeam și înțelegeam că nu e doar pentru momentul acela ce îmi spune, este valabil pentru toată viața mea. Aveți o lungă călătorie cu Dumnezeu prin viață și aș vrea să vă invit să vă prezentați pe scurt această călătorie. Chiar dacă aș prezenta pe scurt, v-aș ține aici până dimineață sau n-aș termina nici până dimineață. Toată viața mea aș putea spune că este o minune a lui Dumnezeu. Și faptul că sunt aici și faptul că suntem în viață e o minune a lui Dumnezeu. Aș vrea să spun, toată viața am simțit protecția lui și nu odată i-am spus soțului meu, pacea care întrece orice pricepere, noi o avem, noi o trăim exact așa cum scrie. Noi trăim exact ce scrie, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, ne păzește inimile și mințile. Este extraordinar când îți dai seama de puterea extraordinară a lui Dumnezeu care poate să-ți ia orice povară, nu numai că-ți ia povara, dar săgețile celui rău nu te pot atinge. Pentru surorile mele aș vrea să spun o experiență nu foarte de mulți ani, poate 2-3, și aș vrea să le rămână lucrul acesta. Eram într-o situație în care nu eram sigură dacă este voia lui Dumnezeu ce se întâmplă. Și nu era o situație ușoară, destul de grea. Poate aș putea spune chiar primejdioasă. Și m-am rugat. Și am spus, Doamne, indiferent, aș vrea să știu, ești Tu aici. Atât. Indiferent ce vine. Nu contează. Viața, moartea, nu contează. Dar vreau să știu dacă este voia Ta. Și după ce m-am rugat, m-am ridicat și în clipa aceea, parcă m-a ținut pe loc. Și la dreapta mea, mi-am întors capul, pentru că am simțit că e aici. Și cuvintele astea au fost: cum poți să crezi că mi-ar putea trece cu vederea așa ceva? Nimic nu-mi trece cu vederea. Absolut nimic. Când îți vorbește Dumnezeu, nu poți să nu înțelegi că El ți-a vorbit. Pentru că atunci când îți vorbește El, cuvintele Lui au putere, au viață, îți aduc ceea ce îți lipsește. Îți dă încrederea, liniștea, pacea. Eram atât de fericită și am zis, Doamne, primesc orice, pentru că știu că e voia Ta. Și voia Ta este singura comoară pentru mine. Cea mai de preț este voia Ta. Acolo vreau, în centru voiei Tale vreau să fiu. Și atunci nu mai contează absolut nimic ce vine. Deci aș vrea să știe surorile mele că Domnul ne iubește pe toate. Pe toate ne iubește la fel. El nu face diferență. Nu face deosebire. El ne iubește. Aveam o problemă. Am zis, Doamne, asta iarăși este o experiență care e o experiență de, eu zic, de mare valoare pentru un copil al lui Dumnezeu. Am zis așa, Doamne, eu
iubesc pe toată lumea și vreau să iubesc pe toată lumea. Dar vreau să știi, și eu simt așa, că mă gândesc la câte o persoană și nu știu, oare chiar, sincer, inima mea iubește persoana aceea? Chiar puternic? Chiar iubește? Aș vrea să știu. Dă-mi o motivație. Ca dragostea aceasta să fie vie egală la oricine. Și Domnul Iisus mi-a răspuns. Dacă mă iubești pe mine, iubește pe cine iubesc eu. Și în clipa aceea am văzut Ioan 3:16. Și am, Doamne, eu la fiecare ființă umană trebuie să văd pe frunte Ioan 3:16. Și așa să privesc pe fiecare, că Tu iubești. În clipa aceea eu am simțit așa o dragoste. M-a inundat o dragoste cu o bunătate. Parcă niciodată n-am simțit așa. Și am zis, Doamne, e așa de ușor să iubesc când Tu mi-ai dat dragostea Ta. Ai pus în mine dragostea Ta și asta îmi dă putere. Și e tare ușor să iubesc cu dragostea Ta. E un lucru așa de special, așa de special, când Dumnezeu îți spune, El îți dă, și aș putea spune că paharul meu este plin de dă peste El. Ați făcut referire mai devreme la voia lui Dumnezeu. Da. Că atunci suntem plini de bucurie când suntem în voia lui Dumnezeu. Și pentru că ne-am propus să vorbim de bunătatea lui Dumnezeu, mi-amintesc de versetul care spune că voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Și aș vrea să dezvoltați puțin legătura care este între voia lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu întotdeauna este perfectă și desăvârșită pentru noi. El întotdeauna ne vrea binele. Întotdeauna ne iubește. El întotdeauna este binevoitor față de noi. Întotdeauna. El ne așteaptă întotdeauna. Noi dacă avem rezerve și ne gândim, oare mă iubește? Eu nu e de la El. Gândurile astea sunt străine de El. Sunt întrebări nepotrivite pentru un copil al lui Dumnezeu. Total. Nici nu-i voie să spui asemenea cuvinte. Oare mă iubește? Dumnezeu întotdeauna mă iubește. Și Dumnezeu iubește pe toată lumea cu atât mai mult. Te iubește pe tine pe care te-a cucerit, l-ai primit, ești în casa Lui, în familia Lui, ești un mădular. Ești un mădular în trupul Lui Hristos. Și El, Hristos, are grijă de trupul Lui, pentru că El este capul. Și El vine întotdeauna cu cele mai speciale, cele mai extraordinare soluții pentru problemele tale. Și ți-le dă cele mai bune. Dragostea Lui este, dragostea este plină de bunătate. Și Dumnezeu e dragoste. Dragostea este plină de bunătate. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. E plină de bunătate. Ce trebuie să facem noi? Să-L credem. Să nu ne îndoim. Îndoiala nu este de la Dumnezeu. Îndoiala a venit în grădină și a ruinat. Nu te lăsa ruinată de o îndoială. O îndoială te poate costa foarte mult.
nu e sănătoasă. Îndoiala, în loc de binecuvântare, are o consecință. Gândește-te, un lucru care nu vine de la el poate să aducă o consecință. O consecință în viața ta pentru tine. Noi trebuie să-l credem pe cuvânt. L-am întrebat pe soțul meu, ce este credința? Deci, credința, să crezi că ce a spus Domnul Iisus este adevărat. Nu e așa, că e foarte pe scurt, simplu. Și concis și simplu. Să crezi că tot ce a spus Domnul Iisus este adevărat. Și dacă El a spus, El a zis, e cutremurător să înțelegi când Domnul Iisus zice că Tatăl meu vă iubește exact cum mă iubește pe mine. Așa ne iubește pe noi Dumnezeu, cum îl iubește și cum l-a iubit pe Domnul Iisus când era pe pământ. Când Domnul Iisus umbla pe pământ, era în misiune și îl făcea pe Tata de cunoscut. Și a spus cuvintele astea extraordinare. Mulțumesc, Tată, că îi iubești cum ai iubit pe mine. Dar nu vi se pare greu de crezut lucrul acesta atunci când oamenii nu te iubesc, atunci când ești respins, atunci când nu ai parte de bunătate, da, din partea semenilor? Există probabil tendința de a crede că nici Dumnezeu nu te iubește sau că Dumnezeu poate nu este bun cu toată lumea. Știți ce zic eu? Dacă mă respinge cineva, înseamnă că nu-i locul meu acolo. Simplu. Am plecat. N-am ce căuta acolo. Mă refer la cazurile care poate sunt cele mai grave, când apare această respingere și lipsă de bunătate chiar în cadrul familiei, în relația soț-soție, în relația părinte-copil. Ai putea să crezi, sunt copii care au ajuns adulți între timp și au crescut cu gândul că ei nu sunt iubiți de nimeni pentru că părinților n-au știut să le arate dragoste. Da. Aici e foarte dureros, da. Și cu mare durere putem spune că întâlnim lucrul acesta mai mult decât o familie închegată, o familie iubitoare, o familie care a știut să stea adunată, să stea împreună, părinții și copiii. Eu zic că este foarte mult, se întâmplă foarte mult și din pricina că părinții nu știu să-și crească copiii. Nu au timp pentru ei. Nu le dă importanță. Ei cred că copiii n-au minte, n-au judecată, dar copiii au mai mare și mai puternică judecată decât un adult. Copilul te judecă exact la valoarea care o ai. Mi-e pare foarte rău. Eu spun că mama este prima învățătoare, prima educatoare a copilului. Și mama este cea care descoperă în copil tot ce are copilul. Talente, înclinațiile spre orice direcție. Și mama este aceea care trebuie să știe să-l dirigeze pe copil. Dar nu-l dirigează cu bâta. Nu există așa ceva. Dumnezeu nu vine cu bâta la tine să-ți arate drum. Dumnezeu îți vorbește și te călăuzește. Pe copil trebuie să-l convingi. Și poți să-l convingi pentru că copilul înțelege. Dacă îi spui copilului, îi explici ce este frumusețea și de ce frumusețea e frumoasă, îl poți convinge pe copil foarte repede
eu am avut de-a face cu asemenea lucruri. Am stat de vorbă cu copii și copiii sunt atât de drăgălași și ascultă cu atâta atenție și plăcere și imediat fac ceva ca să vadă, să demonstreze că au înțeles. Este extraordinar să te apropii de un copil și pe mintea lui să-i poți vorbi. Și bineînțeles, cu dragoste. Copilul este o comoară. El este ușor maleabil, ușor de dirijat, dar trebuie luat de timpuriu ca să știe buna cuvință, să știe frumusețea, să știe ce-i frumos, de ce-i frumos să vorbești frumos, de ce-i frumos să te porți frumos. Cui faci cinste? Părinților, ție. Copiii sunt oglinda părinților, a familiei. Aveam la Oradea întruniri cu surorile și din când în când rugam câte o profesoară să facă un mesaj, o descriere cum profesoara de la școală vede casa, familia copilului din bancă. Și a făcut așa o descriere extraordinar de reală, foarte reală. Și am spus, mamelor, ascultați, învățați. Copilul duce cu el tot ce îi dai. El aia știe ce vede și aude. Și sunt atât de drăgălași copilașii, sunt atât de scumpi, sunt atât de prețioși. Și dacă tu știi să ai răbdare și pricepere să dezvolți în el ceea ce vezi că Dumnezeu a pus în el. Dora era de 8 ani, că n-avea 8 ani. Dora fiind fiica dumneavoastră. Fiica noastră, da. Era în clasa a doua și a făcut un psalm. Învățătoarea i-a pus pe copii să scrie, să facă o lucrare, așa, liberă. O compoziție. Și ea a scris un psalm. Atât de frumos. Și când am citit psalmul, i-am spus, Dora, tu ai un talent extraordinar să scrii. Dar ce-mi place, ce îmi dă bucurie extraordinară, este că tu îl descrii pe Dumnezeu. Tu îl ai pe Dumnezeu în compoziția ta. Tu l-ai luat pe El. L-ai deschis pe El. Chiar și învățătoarea care era destul de... Nu pot să spun, e greu de spus, dar n-a avut cuvinte, pentru că descrierea, compoziția a fost atât de frumoasă, încât n-a mai auzit nimic. Era această întâmplare în perioada comunistă? Da, sau? Da. Înainte să plecăm în America. Ea a făcut două clase primare la Oradea și apoi am plecat. Da. Și am descoperit în ea. Și de atunci i-am tot spus, Dora, încă nu e timpul, va veni timpul, îți trebuie puțină experiență, îți trebuie să treci prin câteva lucruri, să înveți câteva lucruri. Și va veni și da, a venit timpul. Eu scriam la revista Lydia, scriam articole și un articol a fost Bună dimineața, mami. Ea când se scula, de oriunde era, zicea, bună dimineața, mami. Și într-o zi, așa m-a străfulgerat vocea ei cu bună dimineața, mami. Și atunci mi-am dat seama ce mult înseamnă asta pentru mine. Ce frumos sună. Și cum a luat ea obiceiul ăsta și în fiecare zi se întâmplă. M-am dus la ea și am îmbrățișat-o și am spus, cât de mult îți mulțumesc. Păi ce, mami, tu m-ai învățat. Și atunci am scris un articol cu bună dimineața, mami. După aceea, relația mea, m-a întrebat cineva cum am
reușit să realizez o relație cu fiica mea. Eram la o conferință în Anglia împreună. Și stăteam împreună, atât. Dar, și a venit o doamnă și m-a întrebat, cum ai reușit să faci așa o relație cu fiica ta? Și rapid. Dragoste și respect. Tu trebuie să-ți respecti copilul. Dora a scris un articol relația ei cu mama și a spus acolo dragoste, respect și timp. Îți trebuie timp să-i dai copilului tău. Stăteam ore întregi cu ea de vorbă și spuneam Dora, ți-am luat așa de mult timp, poate ai lecții multe și eu ți-am luat timpul tău. Nu, mami, tu mi-ai dat. Ea considera că a primit, nu a dat. Dar, de fapt, fiecare considerați că a primit. Și da, mama sigur. Și fiica. Și mama și fiica. Așa e. Așa e. Ei, o altă întrebare care mi-o pun și o pune și psalmistul este aceasta. Cum voi răsplăti bunătățile Domnului? Dacă ne-am propus să vorbim despre bunătate, ce facem noi în raport cu bunătatea lui Dumnezeu, care, așa cum ați zis, se arată prin experiențe mai mari, mai mici, zilnice, anuale, dar ea este o constantă. Da. Când ai o experiență cu Dumnezeu, dar de fapt, în general, Dumnezeu nu vine și pleacă. Dumnezeu este cu tine, este în tine, e Duhul lui Dumnezeu. Când și asta îți dă o bucurie permanentă. Când tu nu îl întristezi pe Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt se bucură. Și să vă spun un lucru care e foarte, nu recent, dar nu de mult. Mi-am zis, mă întâlnesc cu cineva și așa de mult mă bucur, dar simt o bucurie în pieptul meu, o bucurie specială. Oare de ce? Și am zis, e bucuria Duhului Sfânt. E bucuria prezenței Duhului Sfânt, comunicarea Duhului dintre mine și persoana cu care m-am întâlnit. Și ne bucurăm pentru întâlnire. Ne bucurăm, avem câteva cuvinte pe care le împărtășim. Ne bucurăm că ne-am văzut. Spunem un cuvânt de încurajare, un cuvânt de apreciere și simți că ai făcut o lucrare, un lucru bun, un gest frumos. Te bucuri. Ei, răsplata pe care o așteaptă Domnul de la noi pentru bunătatea Lui este să fim și noi buni ca El. Să căutăm să fim buni. Am primit bilețele de calendar când era Iosif în Anglia și file așa mici cu, de calendar și pe o filă scria dacă Dumnezeu îți descopere o nevoie, ți-o descopere să o rezolvi tu, să faci tu ceva pentru nevoia aceea. Nu o să zic că nu-ți spune, lasă că altul poate mai bine sau tu nu poți sau nu transfera cuiva. Dumnezeu îți cere ție să faci ceva pentru nevoia aceea. Dumnezeu așteaptă de la tine și cu asta mi-aduc aminte de o altă meditație a mea când mă gândeam Domnul Iisus mi-a zis dacă tu faci ceea ce îți spun eu, tu vei vedea că tot ce spun vine de la Tatăl. Așa că tu trebuie să primești, tu ceea ce primești, primești de la Dumnezeu. Zic, cum pot eu să știu asta? Că vine de la El. Și nu, sunt cuvintele tale, nu. Eu pe tine te-am auzit. Și Duhul Sfânt îmi vorbește așa. De câte ori ai spus, Dumnezeu a lucrat. Dumnezeu a lucrat. Dumnezeu a lucrat. Și atunci, așa o bucurie am primit și am zis, Doamne,
înseamnă că eu am ascultat și atunci tu ai lucrat pentru mine, că eu am ascultat. Un alt gând, imediat, ca să îmi clarifice această ascultare, am văzut. Știi cum un copil de 3 anișori face un desen, o floare pentru mama lui și vine cu foaia de hârtie la mama și zice: mami, ți-am făcut o floare, am desenat pentru tine o floare. Și mama se uită la foaie, dar se uită la copil și copilul, cât de fericit a venit, mama îl prinde pe copilaș, îl ia în brațe, hârtia aceea aproape că nici n-a văzut bine ce era pe ea, că nu arăta floare, dar erau niște linii făcute cu dragoste. Și ce am înțeles din asta? Dumnezeu nu se uită la ceea ce ai făcut atât de mult, decât inima cu care ai făcut ce ai făcut. Dragostea. De aceea spune: poți să faci orice, să-ți dai și trupul să fiar, dacă n-ai dragoste, ești nimic. Dacă n-ai dragoste, n-ai nimic. Ești nimic. E mare lucru. Dacă n-ai dragoste, ești nimic. Și asta mi-a rezolvat și dilema. Doamne, eu te-am ascultat. Da. Chiar dacă tu ai făcut un desen care nu și-ai vrut să fie o floare și n-a ieșit floarea aia prea bine, nu se vede. Da, eu m-am uitat la inima ta. Și cu asta răsplătim pe Dumnezeu, cu dragostea cu care facem. Să iubim cum iubește El. Și când facem, de ce ne spune Domnul Iisus? Faceți toate ca pentru Domnul. E mare lucru și nu-i greu deloc. Și este spre binele nostru. Pentru că eu, dacă mă gândesc că eu fac pentru Domnul, mă duc și fac spăl vasele, mături în casă, fac curățenie, fac mâncare, indiferent, orice lucru care este pentru mine de făcut, dar fac ca pentru Domnul, prezența Lui o simt, o percep, îmi dă bucurie în ceea ce fac, mă împlinesc cu ceea ce fac, indiferent ce lucrare simplă, dar pe mine mă împlinește dragostea cu care fac lucrarea aceea. Dragostea Lui mă împlinește pe mine. Și apoi, sigur că da, tot ceea ce fac ca pentru Domnul, eu încerc să fac cel mai bine. Deci, de multe ori mă întorc și zic: Doamne, îți place cum am făcut? Îți place? Oare altcineva, dacă vine după mine, ar mai avea ceva de corectat? Am făcut tot cât am putut să fac. Sunt mulțumită și fericită să-L pot întreba pe Domnul: Doamne, îți place? Sau îți place ce am vorbit? Doamne, îți place cum am purtat? Într-o zi am spus lui Iosif: te rog, fă tu asta. Dar așa, pe un ton neobișnuit pentru mine. Și el n-a sesizat absolut nimic. Nici în ton, nici în cuvinte. Dar foarte repede m-am mustrat conștiința. Și am zis: Doamne, ce-a fost greșit? Că i-am spus o rugăminte, fă tu asta. Răspunsul: n-a fost cu Duhul blândeții. Și m-am dus și i-am spus lui Iosif: te rog să mă ierți. Cuvintele alea n-au fost spuse cu Duhul blândeții. Ei, așa trebuie să avem noi toate cuvintele noastre. Și ca soție și ca mamă. Pentru că atunci primim, cum să spun, răspunsul. Nu că
Domnul e liber să lucreze, să facă ceea ce am cerut sau am dorit. Atâta timp cât eu nu am atitudinea în fața lui Dumnezeu, după voia lui, în vorbire, în fapt, în orice lucru, nu câștig nimic. Pierd. Pierd și ai mei, pierd și eu. Pierd copiii mei, pierde soțul meu. Nu mă las niciodată la cea mai mică greșeală. La cea mai mică greșeală. Și nu las să treacă minute. Nu. Nu mă simt bine. Nu mă simt bine. Dar după aceea, după ce am rezolvat problema, sunt așa de fericită și am zis, Doamne, atât de mult mă bucur că m-ai iertat, pentru că simt. Pentru că mă bucur. Iertarea lui îmi dă bucurie. Astea sunt concluzii după 56 de ani de căsnicie. Da. Cred că au trecut foarte repede lucrând în felul acesta. Frumos au trecut. Am primit o felicitare frumoasă și am zis, bine, aia a fost pentru vârsta mea. Asta și, numai dacă vreți să ne spuneți. Da, în decembrie împlinesc 82 de ani. Mulți înainte și multă sănătate și binecuvântări. Mi-a trimis asta anul trecut și i-am scris prietenei mele, știi, nu-mi vine să cred că am atâția ani. Zice, nici mie, dar știi ceva, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru modul frumos în care i-ai purtat. Și ăsta e adevărul. Eu pot să-i mulțumesc într-una. N-am ce să-i cer. Doar pot să-i mulțumesc. Ceea ce cer este să mă ajute Domnul să fiu până la capăt în voia Lui și până Domnul îmi dă zile să fiu de folos pentru El, că de-aia sunt în viață. Și tot ce fac, adică îi spuneam lui Dora, întotdeauna lui fiica noastră, ai grijă ce lași în urmă. Așa am și eu. Ai grijă. Și totuși, la vârsta aceasta de 82 de ani, vârsta, slăbiciunea trupească, nu vă împiedică să mai lucrați pentru Domnul? Ați spus de lucrarea cu surorile, de multe activități. Știu că îl susțineți pe soțul dumneavoastră, călătoriți împreună cu el. Da. Cum faceți față? Știți cum? Noi ne gândim la lucrarea care trebuie făcută. Ne gândim la ceea ce este de făcut și odată mi-a zis Iosif, mai de mult, am zis, chiar tu crezi că e bine să mergem acolo? Și chiar trebuie. Și a zis el, da. Dacă el ne trimite, ne și duce. Și după aceea, întotdeauna, când Domnul i-a dat câte o lucrare nouă lui Iosif, eu am recunoscut lucrul acesta. Și când îți dă Domnul o lucrare de făcut, îți dă bucurie. Nu pot să spun cu alte cuvinte decât atât, bucurie și bucurie. Și o încredere și parcă toată lumea e a ta. Simți așa parcă ai umblat pe rotogolul pământului. Simți că tot pământul este al tău. Atâta energie îți dă o bucurie. Viață, putere, bucuria de a trăi, de a face, de a lucra. Noi nu ne gândim niciodată la lucrurile astea, vai, nu pot. Niciodată nu spun cuvintele astea. Nu pot. Dacă îmi dă Dumnezeu ceva de făcut, El îmi dă și putere. Și îmi dă mai mult decât îmi trebuie. Dar asta este un efect al credinței pe care o aveți și a experiențelor cu Dumnezeu.
cum scrie în Efeseni 2:10, că faptele bune ne sunt pregătite și puse înainte, numai să intrăm în ele. Probabil că sunt persoane care nu mai cred sau nu mai văd că Dumnezeu le pune fapte bune înainte și poate asta îi împiedică. Ce sfat ați avea pentru aceștia? Dumnezeu are pentru fiecare. Dumnezeu are pentru fiecare un plan cu viața lor. Cu viața fiecăreia are un plan cu fiecare. Nu există copil al lui. Fiecare copil este unicat. Fiecare. Nu sunt doi la fel. Așa cum două stele sau două cristale de zăpadă nu sunt la fel. Așa suntem și noi. Suntem unicate. Și Dumnezeu se uită cu aceeași dragoste, cu aceeași bunătate, cu aceeași răbdare. El e bogat, El are imense bogății pentru fiecare. Noi trebuie să știm să le primim. Când ai îndoială, tu închizi o ușă pentru o binecuvântare. N-ai voie să te îndoiești. Alungă îndoiala. Îndoiala nu-i de la Domnul. Șarpele cel viclean a amăgit-o pe Eva cu îndoială. A băgat îndoială că Dumnezeu nu este așa de bun. Că El nu vrea să fim noi ca El. Ba, El chiar asta vrea. Să fim ca El. Să fim buni. Să fim bune. Și să ne iubim așa cum ne iubește El. Bunătatea Lui la asta ne îndeamnă. Și bunătatea Lui o simți când tu trăiești bunătatea Lui. Și eu sunt câștigată când eu sunt bună. Pentru mine e un câștig. Bunătatea îmi dă sănătate, îmi dă viață, îmi dă energie, îmi dă bucurie, îmi dă putere să merg, să alerg, să fac. Îmi dă plăcere de a face. Bunătatea e o sursă de energie, de bucurie. E un izvor de viață. Pentru că vine din dragostea lui Dumnezeu. Dragostea e plină de bunătate. Și fiecare din noi putem să avem parte și avem parte. Dar trebuie să le știm primi. Să nu te îndoiești. Și încă un lucru aș vrea să spun la surorile mele. Eu văd în biserici foarte multă tristețe. Poate și oboseală, dar și tristețe și oboseală. Amândouă sunt acolo. Cum să scăpăm de el? Cum să scăpăm de ele, da. Încearcă și fă-ți lucru acasă cu bucurie. Că lucru trebuie făcut. Lucru trebuie făcut. Nu ți-l face nimeni. Tu trebuie să-ți faci lucrul tău. Dar dacă îl faci cu bucurie, să vezi cum se schimbă toată situația. În primul rând, tu te schimbi. Tu ai o plăcere și nu obosești. Am citit odată, era o carte a unei misionare din Germania în al doilea război mondial, când ea a venit și a făcut întâi o școală cu un număr mic de fete, le-a adunat de pe stradă și după aceea tot așa a crescut până a făcut școli și așa. Și ea a scris o meditație. Și până acolo s-a dus cu meditația. Dacă tu mături în casă, lăudând pe Dumnezeu, cântând lauda lui Dumnezeu, mături sau orice altă muncă fizică, lăudându-L pe Dumnezeu, tu deschizi cerul deasupra ta. Deschizi cerul. Da, și coboară, coboară bine. Bună. Și, da, și binecuvântările lui Dumnezeu coboară peste tine. Eu n-am știut lucrul ăsta, dar eu așa făceam. Eu așa am lucrat. Eu știu de la părinții mei. Mama mea avea o voce extraordinar de frumoasă. Și mama mea cânta. Eu am învățat de la ea. Să cânt mereu. Și asta a fost un obicei din casa părinților mei. Și mi-era așa de drag și eu când cântam, parcă auzeam pe mama cântând. Bucuria care o ai atunci când cânți
îți dă energie și nu obosește. Nici nu te doare nimic. Și dacă cumva simți o durere undeva, respinge-o. Spune numele Domnului Iisus, te resping. Nu încerca să-ți să cultivi cumva durerea aia, e acolo, a intrat o durere, am o durere acolo, acum aia, de aia nu mai scap. Nu e adevărat. Trebuie să o respingi. Absolut să o respingi. Durerile nu-s de la Domnul. Categoric. Categoric. Durerile nu sunt de la Domnul. Și cel rău știe cum să te doboare. Știe cum să-ți fure bucuria. Știe ce puțin îți trebuie ca să-ți strice bucuria. Știe foarte bine. Dar nu trebuie să primești nimic ce vine de la el. Te rogi în numele Domnului Iisus. Nu primesc. Mi s-a întâmplat într-un loc, într-un oraș. Și parcă un arc m-a ridicat. Eram deja culcată. Și parcă un arc m-a ridicat. Și m-am rugat în numele Domnului Iisus. Ca durerea să plece. A plecat în clipa aceea și n-a mai venit. Dar nu cred că m-am rugat eu. Am rostit rugăciunea cu o putere și cu niște cuvinte așa de convingătoare, așa de puternice, că și eu, după ce m-am culcat, mă miram. Și am zis, mulțumesc că te-ai rugat tu pentru mine. Am realizat că El s-a rugat pentru mine. Și Domnul te iubește, pe toate ne iubește la fel. Și nu... N-aș vrea să jignesc pe nimeni, dar să nu ne văietăm cu atâta ușurință. Așa de repede. Numai, vai, vai. Nu. Pentru că acel vai îți aduce alt vai. Ți-l întărește și nici nu știi, nu-ți dai seama, dar te rog să fii convinsă că poți scăpa. Dacă ai rostit un vai, ok, nu-i nimic, treci peste el și du-te înainte și refuză să mai spui. Să nu persistăm în... Nu, nu. Acum, dacă am concluzionat, că ne-am apropiat de timpul de final al emisiunii noastre și vă mulțumesc mult pentru toată libertatea cu care ați vorbit și ne-ați împărtășit atâtea lucruri, am putea zice că sunt câteva elemente cheie pentru care contribuie la o viață de biruință, câteva da. Secrete. Și le-am putea enumera, ar fi bunătatea lui Dumnezeu, da. Să o experimentăm și să o transmitem mai departe, apoi ar fi credința, apoi să ne abandonăm pe noi înșine și să nu ne deschidem ușa îngrijorării, ați spus. Absolut. Și chiar durerilor care ne încearcă pe partea trupească și sufletească. Cam astea ar fi punctele care le-am reținut eu așa, făcând o concluzie da. La tot ceea ce ați spus. Este așa de important să știi să iubești și să iubești pe cei care nu știu iubi. Asta e și mai greu. Este, da, dacă nu. Trebuie să înveți. Se învață și asta. Dacă vrei, Domnul te învață. Îți dă și motivația, sursa este El, El e izvorul pentru toate de câte ai nevoie. Bunătatea este, aș spune, e un ingredient care cuprinde mult mai multe lucruri, care îți dă, din ea poți să scoți foarte multe.
bunătatea te ajută pe tine să beneficiezi de o viață atât de frumoasă și te scutește pe tine de necazuri. Bunătatea te ajută să iubești, să nu te superi și să ai răbdare și să te porți frumos și să ai să nu nutrești gânduri care negative, să spun, gânduri negative. Să nu ai gânduri negative. Ci dacă vezi ceva, adu-ți aminte ce a spus Domnul Iisus. Tată, iartă că ei nu știu ce fac. Amin. Și asta este un lucru foarte mare. Și să vezi că dacă poți să faci lucrurile astea, te scutești pe tine. Te scutești de foarte multe dureri. În loc de durere, în loc de amărăciune, de supărare, în loc de astea, ai pace, ai liniște. Și iubirea lui Dumnezeu rămâne cu tine. Iubirea lui Dumnezeu te ajută să iubești. Și iubirea e plină de bunătate. Mulțumim mult, sora Elisabeta, și vă dorim ca să experimentați și mai mult din bunătatea lui Dumnezeu și în tot ceea ce are Dumnezeu pregătit pentru dumneavoastră. Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun. Ați avut ocazia să ascultați pe sora Elisabeta Zon, o femeie a lui Dumnezeu, cu o bogată experiență de viață, 82 de ani și 56 de ani de căsnicie. Nădăjduiesc că mărturia dânsei ne va ajuta și pe noi, cei mai tineri, cele mai tinere, să trăim o viață plină de biruință și să ne bucurăm din plin de bunătatea lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați și să ne revedem cu bine la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile, săptămâna viitoare. La revedere! O emisiune sponsorizată de Matero.